cum alegem vopseaua pentru fiecare cameră din locuință. Culoarea îți poate schimba starea de spirit, de aceea trebuie să alegi cu grijă amenajarea interioară a casei tale, fie că o faci singur sau te consulți cu un designer. De asemenea, trebuie să ții cont de funcționalitatea spațiului. Pentru fiecare cameră în parte există vopseluri cu recomandări specifice. Vom parcurge acum amenajarea unui apartament în care am ales ca zugrăvirea pereților să se realizeze în culori naturale, organice, inspirate din natură. Conform planului de amenajare, în dormitor vom realiza un perete de accent folosind finisajul decorativ Cordoba de la Kjober în nuanțe de bej nisipiu, iar pentru restul camerei vom folosi o nuanță de gri deschis obținută prin aplicarea vopselei lavabile certificat plus cu ion de argint. Finisajul decorativ Cordoba, ales de noi, va imprima camerei o notă de rafinament și confort atât de necesare în orice dormitor modern. Începem prin aplicarea unui strat de grund diluat 10% cu apă rece, folosind trafaletul cu păr scurt și o pensulă pentru zonele de margine. Înainte de aplicare, amestecăm bine conținutul. Finisajul decorativ se aplică în două straturi subțiri. Primul strat se aplică nediluat, uniform, întinzându-se prin mișcări în X cu gletiera cu colțuri rotunde. Putem realiza 12-15 metri pătrați cu 1,5 litri aplicat în strat subțire. Al doilea strat se aplică tot în strat subțire, dar pe suprafețe de aproximativ 60x60 cm pentru a-l modela cu mișcări circulare. Peretele este finalizat. Arată foarte bine, exact cum ne-am așteptat. Trecem acum la zugrăvirea celorlalți pereți ai dormitorului, pe care i-am amorsat în prealabil cu amorsa de zidărie G8101. Folosim certificat plus cu ion de argint, vopsea super lavabilă cu proprietăți de igienizare și inhibare a dezvoltării agenților patogeni. Aplicăm primul strat diluat aproximativ 10% cu apă curată și rece. Lăsăm peretele la uscat complet, minim o oră, iar dacă este nevoie, aplicăm și al doilea strat diluat la fel, aproximativ 10% cu apă curată și rece. Nanoparticulele de argint eliberează treptat ion de argint, care au proprietăți antibacteriene. Compusul activ nu se degradează în timp și rămâne în pelicula de vopsea pe toată durata de viață a produsului. Această vopsea este recomandată pentru dormitor, în special pentru camera copilului. Conform planului de amenajare, în camera de zi vom folosi ceramic mat cu microsfere ceramice, întrucât această zonă este expusă traficului mai intens. Pentru a adăuga profunzime camerei, vopsim peretele din spatele canapelei într-o nuanță mai închisă de gri. Ceilalți pereți vor fi vopsiți într-un gri foarte deschis, care va spori senzația de confort. Certificat ceramic mat este o vopsea albă, ultralavabilă, cu microsfere ceramice, care se poate și colora conform paletarului Kjober. Microsferele ceramice sunt particule fine, cu densitate redusă, ce îmbunătățesc rezistența la uzură a peliculei de vopsea și în același timp asigură o bună rezistență în fața murdăriei. Pentru tavanul și pereții băii și al bucătăriei vom folosi certificat băi și bucătării, pentru că în aceste camere vopseaua trebuie să reziste la umiditate și igrasie. Certificat băi și bucătării este o vopsea super lavabilă, super albă, destinată pentru zugrăvirea suprafețelor interioare ce pot dezvolta mucegai sau igrasie. Poate fi aplicată pe suprafețe gletuite sau tencuite, suprafețe deja acoperite cu vopsea lavabilă sau pe plăci de gips carton. Foarte important, vopseaua asigură respirația peretelui. Am finalizat zugrăvirea. Am montat parchetul și plinta. Casa este acum pregătită să primească mobilierul și restul decorațiunilor conform planului de amenajare. O renovare de succes se bazează pe un plan bun și alegerea unor materiale de calitate. Acesta a fost filmul alegerii vopselei pentru fiecare cameră din locuință, prezentat de Kjober împreună cu Academia de Construcții. Pentru a afla mai multe despre toate etapele renovării unui apartament sau construcției unei case, pas cu pas, intră pe simulator.academiadeconstrucții.ro.